2010, emisiune de știință, de politica științei, convins fiind eu că aceasta este realitatea, convins fiind cei care fac pași înainte, și asta înseamnă puterea științelor și a tehnologiilor, că lumea întreagă trebuie să înțeleagă ce se petrece, împing, dacă vreți, înainte, către domniile voastre, această teleșcoală, televiziune educațională, spuneți cum vreți dumneavoastră, dar de care este foarte mare nevoie, mă conving din ce în ce mai mult la întâlnirea cu oamenii. Profesori universitari, profesorii, academicienii au de spus cuvântul lor către lume și aceasta este lumea noastră, lumea în care trăim. Domnule profesor, să revenim, aveți așa pe una din cărți, aici spune, să controlăm haos. Vă dați seama ce șoc, alăturare de cuvinte, controlul haosului. Cu toate acestea, poate aplicațiile cele mai fascinante de acestei atitudini numite controlul haosului, care înseamnă o metodologie specifică cu aplicații pragmatice, ar fi, de exemplu, resuscitarea dintr-un șoc cardiac fără șoc. Pentru că s-a descoperit în urma unor studii că inima este unul dintre cele mai interesante oscilatoare haotice. Și cu oscilatorul haotic am învățat să-l punem în mișcare într-o formă netraumatică. Da, uite, chiar avem inima, pe ecran din imaginile dumneavoastră. Și inima a început să poată fi pusă de acest gen netraumatic în mișcare. Deci au apărut aplicații în aeronautică, au apărut aplicații în comunicare. Controlul haosului a permis pentru prima dată ceea ce se numește comunicație prin purtătoare haotică, prin haos, prin mediul sonic haotic. Deci schimbă chiar modul în care începem să transferăm informația de la un receptor la un emițător, schimbă chiar noțiunea de rezonanță, apropo de conceptul de rezonanță haotică. Deci sunt niște metodologii care, dacă mai mulți spectatori de noștri înțelege că aici înseamnă și bani, și deschidere, și notorietate. Și un alt pas în viață, altă societate mai departe. Vă dați seama câte aplicații extraordinare sunt, pentru că în domeniul ăsta suntem la început și noi și cei din străinătate. În domeniul ăsta sunt doar niște cărămizi puse, care trebuie să refolosite acum în construcția vieții. Dacă le-am introduce mai repede în construcția vieții, fiecare avea de câștigat. Pentru că și primul pas rapid. Pentru oricine. Poate absolut poate pentru oricine. L-am întâlnit la Auckland, în Noua Zeelandă, pe profesorul Cristian Calude. El a și fost invitat într-o emisiune la o altă televiziune, la TV România de Mâine. Și apoi l-am filmat la dânsul un laborator, l-am văzut și am văzut cartea de căpătâi, era cartea lui Richard Wolfram, ceva o cărămidă uriașă așa, o altfel de știință. O altfel de știință în care spune Wolfram, în realitate toate lucrurile sunt simple. În realitate există o formulă care explică tot. În realitate câteva, un fel de monade, să le spun așa, combinate între ele, redau cosmosul întreg, redau structura atomică, redau viața cel mai complex. Aici este o problemă și care cred că nu merită încheiată repede, pentru că creează, de fapt, o bifurcație majoră. Prin știință, până acum noi am încercat să descriem într-o formă ordonată realitatea înconjurătoare. În unele situații să o și înțelegem, dar în principal accentul era pe utilizare, nu pe înțelegere. În clipa în care reușeam să găsesc niște relații astfel încât să pot face o predicție, din clipa respectivă știința spunea cuvântul și mergeam mai departe. Actul trăirii subiective, actul trăirii artistice, actul iubirii și așa mai departe, care sunt dimensiuni umane la fel de importante, până acum au fost cumva scoase datorită atitudinii de obiectivitate pe care știința dorea să o aibă. Subiectul era altceva, obiectivul obiectiv. Da, da. În momentul de față se acceptăm, nu înțelegem, dar nu mă uit acolo. Ceea ce în principiu de atitudine nenormală pentru un om de știință autentic, pentru că omul de știință autentic întotdeauna încearcă să rezolve niște probleme dacă ele au apărut conștiinței în sine. Vă spuneam de știința cogniției, că ea ca noțiune și ca metodologie de lucru este o sinteză umană extraordinară, care exact la limita asta își pune problema. Repet, calculatorul, atunci când recunoaște, procesează, el are și o trăire echivalentă, el trăiește culoarea de roșu, atunci când recunoaște roșu și acționează în consecință, sau nu mai recunoaște. El știe sau el știe că știe. Cum am putea să intrăm în mintea calculatorului pentru a putea înțelege că atunci când operează, când procesează cu acei biți care îi aruncă prin magistrale pe acolo, prin acea ordine de mișcare electromagnetică, nu are și trăirea atașată? Până nu de mult nici măcar despre animale nu puteam să spunem că ele și simt asta. Ele doar au stereotipe dinamice.
Nu deci, așa, categoric, omul, nu. Animalul și robotul deja creează problematici de altă factură care așteaptă să fie rezolvate. Vedeți? Mm-hmm. Ceea ce pe mine mă bucură când ating acest subiect este că în domeniul ăsta lucrurile nu sunt stabilizate. În domeniul ăsta e viu, e cald, el acum se naște. Orice om care dorește să aibă o pic de adrenalină, nu numai pentru șocurile din societatea exterioară și eventual astea de elementele de tip, să zicem, foarte spectaculos, ci spectacolul cunoașterii, are șansa să participe în mod nemijlocit, pentru că acum de-abia se naște această disciplină. Știința complexității, ca să facem o mică rezumat în general, nu se confundă cu uneltele conceptuale sau metodologice, haos, fractal, sinergetică, ci știința complexității în mod de a vedea prin aceste unelte. Deci după ce le-ai integrat, după ce le-au devenit părți componente din tine, brusc se creează un moment de sinteză internă și ai o altă viziune asupra realității. Nu mai simplu. Îmi vine în minte așa un vers de Rabindranath Tagore. Pe scara festiva lumii, un umil fir de iarbă stă pe același covor cu razele soarelui și cu stelele miezului nopții. De fapt, da, sunt la fel de multe miracole absolut, au absolut. Firul de iarbă care... Și cinstit vorbind, există un mare miracol în telefonia celulară, dar un mult mai mare miracol în natura însăși. Telefonia celulară poate eventual să o folosesc pentru a, ca mijloc, ca unealtă, dar nu ca scop în sine. Din păcate, majoritatea se duc ca scop în sine. Și uite că un calculator, o carte, un obiect, nu e un scop în sine, e o etapă de transformare spiritului. Privește un măr de lângă drum, vorba lui Beniuc, și îl vezi cu merele roșii și stai să faci mașinării complicate. Absolut. Sunt înăuntru, e un xilem prin care intră seva, care se duce acolo. Ce programe absolut, teribile absolut. Din calculatorul ăsta face ca din sărurile pământului și apă să apară merele. Și iar mărul e o informație. Mă adresez acum celui de-al treilea participant la discuție și care e telespectatorul.